Aceasta e, de fapt, prima parte pe care eu o filmez. Îmi cer scuze dacă par un pic răgușită. Sunt ok, mulțumesc pentru mesajele voastre. Nu am pățit nimic, a fost atunci doar o mică răceală, iar răgușeala asta se datorează faptului că nu am vorbit prea mult de când m-am trezit azi dimineață. Mi-am aprins aici și ring light-ul și haideți înainte să încep să vă arăt că mi-am făcut aseară manicura și arată super frumos, îmi place așa că e super glittery. Și pentru manicură am folosit două produse pe care le-am avut în calendarul de advent de la Catrice. Sunt acestea două de aici. Această ojă, un gri așa pământiu, care, sincer vă spun, dacă ar fi să o port așa simplă, nu mi-ar plăcea absolut deloc. Nuanța este C01 Unwrapped Nude. Iar deasupra am aplicat acest glitter, nuanța este C03 Sparkling Flakes și zic eu că efectul este unul super, super frumos. Așa, ce să vă mai zic, am acești cerceluși foarte frumoși de la Elian Bijou. Cercelușii sunt făcuți de Elena, sunt foarte frumoși, îmi plac foarte mult și cred că azi am să mai filmez încă un clipuleț pentru că am făcut și o comandă. Acestea au fost parte dintr-o colaborare, dar după aceea am dat și o comandă și am primit niște produse foarte frumoase acolo, inclusiv un cadou. Așa, și voi invit și pe voi pe site-ul Elenei, am să vă las un link în bara de descriere. Am reușit să-mi pun, măcar așa pentru clipul ăsta, inelele pe mână, verigheta, hai să vedeți de aproape așa, da? Verigheta, inelul primit de la soțul meu anul trecut de ziua mea și aici încă un ineluș primit anul acesta de ziua mea. Așa, motivul pentru care nu le port este pentru că în mod constant mă spăl pe mâini, mă dezinfectez, ba mă dau cu cremă, ba una alta, nu-mi place să le am la mână și să știu că mă incomodează pe acolo. La muncă, la fel, mi-e teamă că nu cumva să-mi rămână pe aici microbi, nu știu, sunt poate paranoică în privința asta, dar prefer să nu le poști decât să le scot, să le pun înapoi pe mână. Prefer să nu le port deloc. Dar asta este. Așa, bun, fața mea arată cam în felul următor. S-a cam umplut de minuni. Aici. Astea sunt de la mască. Mulțumim, dragă mască. Iar pe aici sunt niște coșuri care practic erau mai mici, le-am făcut eu mai mari. Asta este, probabil și, nu că probabil, cu siguranță și hormonii își fac treburile pentru că de se apropie minunata perioadă din lună și probabil chiar și un efect de la acel ser cu niacinamide pe care îl folosesc de câteva săptămâni. Dar trecând peste toate acestea, haideți să trecem la subiectul clipului și anume voi testa produsele pe care le-am primit în calendarul de advent de la Yves Rocher. Nu sunt foarte multe, avem un fond de ten, un creion pentru ochi, un ruj și un mascara și mai am aici o cremă pentru pielea sensibilă care uniformizează și atenuează acele pete de roșeață de pe față. Dacă le măți bine aici, cred că astea sunt, mai am. Uite, hai că ar mai fi. Ar mai fi rujul, pentru că și asta e unul foarte important. V-am mai arătat un ruj, aici am două rujuri, nici nu știu pe care să le folosesc, dar o să vedem noi până la capăt ce va fi. Și mai am încă un balsam de buze. Sper că mă și aflu în focus. Voi începe acest machiaj prin aplicarea balsamului de buze, pentru ca până ajung eu la finalul machiajului buzele să se hidrateze bine și să pot aplica rujul. Ce bine miroase! Balsamul de buze este din gama Baie de Nuit, Midnight Paris. Cam așa arată, este un balsam de buze simplu, clasic, dar miroase foarte, foarte bine. Se simte foarte hidratant pe buze. Bun. Acum, eu mi-am făcut rutina mea de îngrijire a tenului cu produsele pe care eu le folosesc acum în mod uzual. Ați văzut deja clipul pe canalul meu. Să știți că intenționez să filmez și rutina de seară ca să vedeți și cam ce produse folosesc seara. Și am zis că poate nu are rost să folosesc acum produse de la Yves Rocher în ceea ce privește rutina de îngrijire a tenului. Însă mi-am pus aici în cutiuță o cremă corectoare
verde pentru pielea sensibilă și să vedem dacă mă ajută un pic cu roșeața. Roșeața se află pe aici, pe barbă și un pic pe nas. Cam astea sunt zonele unde eu mă înroșesc în mod obișnuit, mai ales în sezonul rece. Crema arată așa, este o variantă mini, are cât are? E valabilă 6 luni și are 7 ml. Această cremă va folosi pe post de primer. Cam așa arată crema. Așa cum zice și denumirea, este o cremă verde. Văd că se topește așa, ea are o textură cam ca de gel și o să o aplic strict pe zonele unde am nevoie, mai mult așa prin tapotare. Să sperăm, Doamne ajută, că și lumina va fi cum trebuie în acest clip, pentru că afară este înnorat și plouă. Mi-am aprins eu aici ring light-ul și sper să fie suficient, eventual mai mărim cu o treaptă intensitatea. Și cam asta este. Crema văd că se absorbe bine, ok, are un finish așa ușor lipicios, nu pare să fie cine știe ce. Acum bineînțeles că dacă eu tot mi-am pus mâna pe față și mi-am masat-o, sunt un pic roșie, dar nu e nicio problemă. Acum trecem mai departe la fondul de ten. Nu am un anticearcăn. Voi aplica fondul de ten și pe post de anticearcăn, doar ca să vedem cam care e acoperirea, care e puterea de acoperire. Și dacă va fi nevoie, după aceea voi apela un pic și la anticearcănul de la L'Oreal, Infallible Morden Concealer, știți că e preferatul meu. Fondul de ten pe care l-am primit eu este în varianta asta așa mini, dar să vă las pe ecran și cum arată fondul de ten în varianta de full size. Am căutat câteva informații despre el. El e fond de ten Le Radieux, fond de ten radiant, antipoluare 10 ore. Aici m-am căutat pur și simplu pe un site. Prețul e undeva în jurul a 18 euro. Cu o sticluță cu pompiță, asta în varianta full size, cu un finish catifelat, natural, scrie aici, un ten radiant și o piele protejată de poluare. Acest fond de ten este ca o primă bază de lumină antipoluare îmbogățit cu afloia, ce-o fi acest ingredient. Nu spune mai multe detalii aici, stimulează strălucirea. Vom avea un ten mai uniformizat, luminat, textura pielii va fi una mai radiantă, tenul va fi mai proaspăt, mai strălucitor și mai puțin plictisitor zi de zi. Asta e descrierea, așa scrie, așa vă citesc. Are o compoziție redusă de silicon, nu este non-comedogenic, nu conține alcool, este un produs vegan, super tare. Și se găsește în 30 de nuanțe. Eu aici am primit nuanța beige 200. Nu știu dacă mi se potrivește, să sperăm că da, dar asta rămâne de văzut. Mi-am umezit burețelul, este cel de la Real Techniques, varianta aceea cu sclipici. Vă mai arăt odată burețelul meu cu sclipici, care sincer vă spun, da, îmi lasă sclipici pe ten, dar nu pot să spun că mă deranjează. Vreau să strălucesc din cap până în picioare. Așa că nu e o problemă. Voi agita un pic recipientul și voi pune din fondul de ten, dar nu voi pune pe palmă, cred că voi pune direct pe burețel, să vedeți și voi. Cam așa. Textura este una destul de așa, mediu fluidă. Nu știu cât să aplic. El pare a fi un pic cam închis pentru tenul meu, dar haideți să vedem, voi aplica, cred că pe partea aceasta de ten prima dată. Este prea închis pentru tenul meu, dar asta este. Norocul meu, între ghilimele fiind spus, azi voi filma câteva clipulețe, așa că voi arăta ciudat în vreo 3 clipulețe, dar nu e nicio problemă. Are un miros parfumat, nu e foarte puternic, dar mirosul este acolo. Dumnezeule, dar e chiar mai închis decât cel de la Revlon, care oricum este un pic cam prea închis pentru tenul meu. Nu știu dacă pe cameră o să vedeți o diferență de nuanță.
Tocmai de aceea vreau să aplic doar pe jumătate de față ca să vedem cum stă treaba. Așa el văd că se aplică destul de ok. Acoperirea este una mică, adică în afara faptului că m-a colorat, nu văd neapărat și o acoperire așa care să fie să mă impresioneze. Finish-ul, după cum vedeți, e unul luminos, tocmai ca și așa este descris ca fiind un fond de ten luminos. Nu acoperă ciarcănele, nu acoperă imperfecțiunile, însă e un fond de ten așa cu o acoperire mică, așa cum am zis, și cred că poate fi folosit pe post de fond de ten așa de zi cu zi. Nu e neapărat un fond de ten pe care să-l folosiți așa la evenimente sau ceva. Cred că mai degrabă mă pare mai degrabă ca un BB cream decât un fond de ten, dar asta este, uite nici aici, vedeți, nu mi-acoperă nimic. Am adus fondul de ten și pe gât în jos până pe aici, așa ca să nu arăt totuși super mega ciudat. Să am așa un look bronzat, așa cu totul. Ce să zic, s-a aplicat ok. E ușor lipicios așa ca feeling și îmi place cum se vede din punct de vedere al luminozității. Acum, așa cum am zis și la început și cum am presupus de fapt, va trebui să folosesc anticiarcănul ca să mai estompăm din imperfecțiuni. Trecem mai departe. Acum, haideți să vedem ce aplicăm, pentru că foarte multe produse, așa cum am zis, nu am, așa că voi aplica acum rujul. Am două rujuri, dar prefer ca pe acesta roșu atât de frumos să-l păstrez pentru un machiaj care va fi dedicat sărbătorilor. Și îl voi aplica acum pe acesta lichid, Grand Rouge L'Elixir. Așa arată, nuanța este 54103. Este un ruj lichid într-o nuanță așa frumoasă de movuliu, o nuanță, un nude, ca să zic așa. Și haideți să vedem cum este. Nu știu dacă e cu finish mat, fără finish mat. Rujul s-a aplicat foarte frumos. Nu ați zis eu că e una foarte plăcută, așa cum am zis, e un nude și zic eu că mi se potrivește. Este foarte cremos, așa ca tifelat. Acum să vedem cum o să se fixeze pe buze, dar rămâne de văzut. Voi continua cu restul machiajului pe ten, după care voi reveni pentru aplicarea unui creion negru și al acestui mascara, dar o să vedeți la timpul potrivit mai multe detalii despre el. Am terminat de aplicat pe ten și celelalte produse de machiaj, așa că nu ne rămâne decât să apelez la ultimele două produse de la Yves Rocher. Cât despre ruj, vreau să vă spun că el nu se fixează. Finish-ul este unul satinat spre mat, dar nu este, nu se usucă. Se transferă în continuare, așa că nu va fi cu siguranță un ruj care să dureze prea mult pe buze, dar ca un ruj obișnuit de zi cu zi, eu zic că e unul ok. În privința fondului de ten, el arată foarte ok după cum vedeți. Acum am intensificat acel aspect de luminozitate cu iluminator și am apelat la paletuța asta minunată de la Sleek, iar iluminatorul pe care l-am aplicat este acesta de aici, care este unul absolut superb. Așa că de aceea înlucește fața și mai tare, dar pe total mie îmi place cum se vede fondul acesta de ten, având un aspect așa cât se poate de natural și nu încarcă tenul. Dacă nu aș fi avut, de exemplu, acele imperfecțiuni, ar fi fost maxim de bine. Oricum, eu încercând să le acopăr cu anticiarcăn, totul arată ok. Eu, după cum vedeți, am aplicat eyeliner la ochi pentru că nu vreau și nu voi aplica acest creion pe post de eyeliner pentru că nu-mi va rezista așa cum rezista acesta.
Dar, în schimb, îl voi folosi pe conjunctivă. Nu mi-am mai făcut de foarte mult timp un machiaj de genul ăsta cu eyeliner pe conjunctivă. Ce pot să vă spun e că e cam ascuțit vârful ăsta și îl voi toci așa un pic ca să nu mi-l bag de tot, să nu scot ochii până la finalul tutorialului. Și să vedem. Atunci când i-am făcut un swatch, părea destul de cremos și nu foarte opac și se blenduia foarte repede. Acum nu știu cât va rezista el așa pe conjunctivă, dar rămâne de văzut. Se vede foarte frumos, chiar mi-era dor de un machiaj de genul acesta. Și revenind încă un pic la fondul de ten, pentru că l-am aplicat și pe post de anticearcăn, mi se cam adună pe aici așa în linie. Am pus și un pic de pudră să fixez totul, dar asta este. Bun, haideți să trecem acum la aplicarea de mascara. Eu l-am pe acesta Sexy Pulp Volume Extreme. Nici măcar nu l-am desigilat. Am zis că poate îl păstrez să-l dau cadou, dar sincer, haideți să-l probăm și asta este. Au mai fost câteva fete în comentarii care mi-au zis că folosesc acest mascara și că este foarte, foarte ok. Am zis că hai să-i dăm o șansă. Dar ce frumos arată periuța. Încă nu e încărcată foarte bine cu mascara, pentru că se cunoaște încă nuanța. Wow, super! Așa arată aplicatorul. Este o periuță clasică sub formă de clepsidră. Sincer vă spun, mă bucur că acest mascara nu are o periuță din aceea de silicon, sau cel puțin așa pare, nu? Nu-mi dau seama. Nu-mi pare că ar fi de silicon din aceea așa țepoasă, dar vedem. Așa că haideți să aplicăm un prim strat la ochiul drept și să vedem cum arată. Primul strat arată chiar ok, separă bine genele și observ și un ușor efect de alungire. Am aplicat acum cel de-al doilea strat și wow, vreau să vă spun că sunt profund impresionată. Ia uitați ce gene lungi mi-a făcut. Dar dacă auziți zgomote, acele sunt de afară pentru că cineva dă cu flexul, ca să spun așa. Dar asta este. Mie îmi place foarte mult. Deci ce se vede aici cu două straturi, ia uitați, și aici nu am nimic. Mi se pare super, super, dar aplic și la celălalt ochi și revin. Vreau să vă spun că sunt maxim de impresionată. Îmi place foarte mult cum se vede acest mascara. Îmi place la nebunie și știți ce? Vă mulțumesc foarte mult pentru că tot timpul mă ajutați în comentarii și mă recomandați produse bune. Până acum nu cred că am avut vreun fail, vreo problemă cu vreun produs recomandat de voi. Așa că nu pot decât să vă mulțumesc. Îmi place tare, tare mult. Ok, dragile mele, acesta a fost clipul meu de astăzi în care am testat produsele găsite în calendarul de advent de la Yves Rocher. A fost, în primul rând, această cremă corectoare verde. Nu pot să spun că am văzut neapărat un efect de atunci ca și prima aplicare, însă acum tenul meu arată foarte bine, având în vedere că fondul de ten pe care l-am testat, Le Radio, scuzați franceza, dar nu cred că mă pricep foarte bine, am aplicat acest fond de ten, v-am zis, are un finish strălucit, un finish radiant, așa cum îi spune și numele. Este un fond de ten cu acoperire mică, dar zic eu, e un fond de ten potrivit de purtat de zi cu zi. Parcă nu se mai cunoaște așa de tare diferența asta, că mi-ar fi un pic cam închis la culoare pentru tenul meu, dar e ok.
Pentru buze, acest ruj despre care v-am zis că finish-ul este unul satinat, nu se usucă și se transferă în continuare, dar e o nuanță frumoasă de nude și îmi place cum se vede pe buze, având în vedere că este și o variantă din aceasta micuță, o voi termina foarte fuguța. Așa, prima dată știți că am aplicat acest balsam de buze, a fost foarte plăcut atunci la aplicare și miroase foarte bine, dar cu siguranță veți mai auzi de el aici la mine pe canal. Creionul pentru ochi, pentru că așa, na, având în vedere că sunt abia 5 minute de când l-am aplicat, văd că stă destul de bine pe conjunctivă și cu siguranță va fi un produs pe care îl voi mai folosi și cu alte ocazii. Iar mascara m-a impresionat foarte, foarte tare. Îmi place mult de tot efectul pe care îl dă asupra genelor și alungire, curbare, ușor volum și îmi place că le încarc un pic. V-am zis, mie nu-mi place tipul ăla de mascara care zici că te-ai dat cu apă colorată pe gene, cam așa. Dar aici nu e cazul și mi-ara chiar teamă de acest aspect, dar încă o dată vă mulțumesc celor care mi-ați scris în comentarii că acesta este un mascara bun. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest clip de testare și ce machiaj a ieșit pe tenul meu. Pentru machiaj, ca să vedeți cum am realizat acest machiaj, nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi notificate de fiecare dată când eu postez, pentru că în zilele următoare va apărea și tutorialul cu acest machiaj. E vorba de un machiaj pe care mi l-ați cerut și un machiaj care v-a plăcut foarte mult, pe care l-am purtat în clipul de Empties cu produse din luna octombrie, așa că am hotărât să îl filmez și să vă explic acolo cum l-am făcut. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, vă mulțumesc că sunteți alături, iar până data viitoare eu vă pup și aveți grijă de voi! Pa!